Mai multe pagini de Facebook ale instituțiilor din municipiul Hunedoara, de unde cetățenii aflau toate noutățile și informațiile cu privire la lucrări, programe, mersul autobuzelor și așa mai departe, printre care și pagina primăriei, dar și cea a primarului Dan Băbăuțanu, jurnalul primarului, au fost furate de către autori momentan necunoscuți. Edilul spune că au fost făcute toate demersurile pentru recuperarea acestor pagini și speră ca acest lucru să se realizeze cât mai curând posibil. Băbăuțanu crede că ar fi vorba despre atacuri cibernetice cu dedicație și nu exclude faptul că adversari politici să fi făcut un asemenea gest. Practic, sunt toate paginile primăriei, inclusiv aceea de jurnal de primar. Este o pagină creată pentru activitatea primarului ca și instituție. Este și pagina primăriei, și pagina casei de cultură, pagina pietonală Sanita, sunt mai multe pagini create de noi în funcție de proiectele pe care le avem. Evident că facem plângeri de azi dimineață, de asta ne ocupăm la Facebook, să trimitem mail-ul, să demonstrăm că este pagina noastră. Primarul Hunedoarei este convins de faptul că în spatele acestor atacuri cibernetice sunt de fapt adversari politici, argumentând că administrația locală actuală cu siguranță deranjează prin multitudinea de proiecte implementate și prin elanul pe care Hunedoara l-a luat în ultimii ani în ceea ce privește dezvoltarea. Sunt 100% convins că atacurile sunt din lumea politică. Eu știu că Hunedoara deranjează, actuala administrație locală deranjează prin multitudinea proiectelor care sunt în momentul de față în implementare. Nu este pe plac unui adversar politic să vadă cum muncește o administrație locală performant pentru a remodela, pentru a redefini, pentru a moderniza un oraș ca Hunedoara. Dar nu vreau să identific eu pe baza unor supoziții cine anume face acest lucru. Sunt organe abilitate. Sper totuși să fie găsiți hackerii respectivi. Dan Băbăuțanu spune că nu este prima dată când pățește așa ceva. S-a întâmplat și în urmă cu aproximativ un an, dar atunci a reușit să-și recupereze contul. Este un atac de care am mai avut parte în urmă cu ceva timp. Tot pe aceste pagini a reușit atunci să le recuperăm, dar grav este că am mai avut parte de un atac și mai puternic asupra sistemului de securitate IT al primăriei, când au fost șterse tot felul de date privind taxele și impozitele locale, executări silite. E foarte complicat. Sistemul ăsta, inteligența artificială, crearea acestui sistem online, digitalizarea, este un lucru nemaipomenit de bun, pentru că ești la un clic distanță de acasă, îți poți plăti taxele și impozitele, dar pe partea cealaltă, securitatea, care iată nu poate să fie garantată de toate sistemele antivirus pe care le avem, faptul că niciodată nu este prins nimeni, că eu nu cred că ați auzit vreodată ca cineva să fie prins și să răspundă pentru aceste atacuri cibernetice la adresa instituțiilor statului, sau cel puțin eu nu cunosc